Dragile mele, astăzi vom face o fustă și avem un fir mai gros cu un croșet de 3, deși pe etichetă scrie un croșet de 4. Noi vom face cu acest croșet pentru că îmi vine lâna mai bine. Începem cu elasticul de la bată. Pentru a evita a face ochiuri de lanț, facem elasticul cu piciorușii joase și vom începe un model care l-am găsit pe internet. Este splendid, este în colțuri, în zigzacuri. Foarte frumos. Acum o să începem baza pentru elastic. Vedeți cum se începe? O metodă extraordinară. Ușoară. Și apoi ajungem la dimensiunea dorită. Iar de acolo o să împărțim lucru în două, ca să facem tubular și o să mergem pe o parte și pe cealaltă. Am lucrat acest șiret suficient pentru măsura 42 și pentru a crea elasticul vom începe să lucrăm cu picioruș mic doar pe unul din aceste firi, acest rând, iar rândul următor vom lua celălalt fir de pe partea asta care noi îl lăsăm acum. Și mergem așa până la capăt și vom crea o tubulatură. Am ajuns la capăt și luăm acum cealaltă jumătate de picioruș care am lăsat-o nelucrată. Deci cealaltă jumătate. Trebuie cumva să întoarcem croșetul, să luăm pentru a veni dreaptă. Este mai greu primul rând acum, dar prindeți curaj că se poate. Uitați cum se lucrează. Uitați cum vine dublura. Vedeți? Am ajuns la capăt. Am făcut 3 rânduri de piciorușe mici pe o parte, 3 mici pe partea asta la altă. Să nu confundați culorile, pentru că este un fir în degrade. Și este suficient cât să punem un șiret sau un elastic. Închidem rândul cu un picioruș foarte scurt. Ridicăm un ochi de lanț. Acum începem să unim aceste două părți pentru a rămâne tubul. Și luăm de aici două fire, iar din partea cealaltă celelalte care corespund două. Și continuăm cu piciorușe mici. Dacă atunci când am început am luat doar câte o jumătate de fir, acum luăm toate 4, că închidem. Și așa va ieși tubul. Vedeți cum se închide? Iar aici este tub. Ok. Am terminat acel rând unde am închis tubul. Am început și primul rând
de lucru cu piciorușe înalte, înainte de a începe, mi-am împărțit pe toată lungimea fustei toate ochiurile, mai bătrânești așa, cu ac, cu ață, ca să văd mai bine. Nu aveam la îndemână acele agrafii și am făcut și un eșantion de modelul care vreau să-l fac. Vreau ca fusta să devină cloș. O vreau cu colțuri. Prin urmare, voi începe cu colțuri mai mici și încet, încet vom crește. Asta se va întâmpla datorită că vom crește mereu pe centru aici, adică în câteva rânduri, depinde cât de cloș o vrem, iar aici nu vom scădea atât cât vom crește aici. Și el este obligat că vor crește. Eu întotdeauna am lucrat după scheme și pentru cele care vor schemă ca mine, am încercat de mai multe ori să fac o schemă. Prima, nu știu cât să vă înțelege, nici a doua. Am scris aici mai detaliat. Pentru primul rând, de la margină, trebuie să dăm în două acest unghi. Și noi cumva să rămânem mereu aici, la jumătate. Aici, fiind doar un eșantion, eu l-am strâmbat puțin. Și am doar 6 ochiuri, 6 piciorușii. În al șaselea am înmulțit 4, dar pe al cincilea și primul după înmulțit nu le-am lucrat, le-am sărit, pentru că nu poți să înmulțești deodată 4 fără să nu scazi un pic, și aici nu le-am lucrat, le-am sărit. Vedeți? Pentru primul rând. Deci, mergem simplu primul rând. Asta este primul rând care este drept. Lucrăm 9 ochiuri, pe al 11-lea îl sărim, în al 12-lea facem 4. Lăsăm un ochi, lucrăm 9. Pe 11-lea îl sărim, pentru că 9 e unul ăsta de aici. Lăsăm unul, în al 12-lea lucrăm 4. Asta este primul rând. Și acum hai să vă și demonstrez. Am ajuns către capăt, am stricat eșantionul ca să vă pot demonstra. Deci în al 12-lea am făcut 4, pe 1 nu l-am lucrat, aici am 2, 4, 6, 8, 9, lăsăm un ochi, aici lucrăm 4 în același ochi. Schema după care m-am orientat este mult mai largă. Este cu ochiuri de lanț, dar noi vrem fusta mai bătută, deci lăsăm ochiul ăsta și continuăm să facem 9 ochiuri, 9 piciorușe înalte. Iubesc să și tricotez la Andrele și de-aia mă tot încurc cu denumirile. Cum spuneam, acest model este și cu multe ochiuri de lanț, cum o să v-am prezentat deja schema originală, dar noi fusta aceasta o vrem mai bătută, nu vrem atât de largă. De aceea nu vom folosi decât piciorușii înalte. Nu vom folosi nici ochiuri de lanț, înmulțiri și scăderi. Fiind firul în degrade, o să vedeți cât de frumos o să iasă. Aveți răbdare că o să reușiți.
Dacă vă e posibil că la un moment dat să nu-i vedeți capătul, lucru, așezarea, mai odihniți-vă, mai lăsați, apoi reluați. Aici mi-au rămas, ar trebui să-mi rămână 5 ochiuri, pentru că aici la margină este exact jumătatea lui acesta, pentru că o vom coase. Deci 3, 4, iar acum nu o să scadem. Cum v-am mai arătat în alte videouri, eu am găsit odată o idee undeva și ridic primul picioruș așa, fără ochiuri de lanț. Și vom începe să facem câte 2 piciorușe. Deci, noi trebuie să ne orientăm de la vârf. 2 aici, 2 aici. Iar pe ăsta lăsăm de bază pentru cusut. Chiar dacă nu avem niciun ochi de lanț, pentru că acel ochi de lanț va crea prea multă lărgime, mergem direct de dedesubt și facem 2. Vedeți? 2 piciorușe înalte. Și aici mergem pe centru. Și se va forma ca un spic de grâu. Aici vom face 2. Iar lăsăm 2 și facem un grup de 2 piciorușe înalte. Ca să vă puteți orienta, eu așa fac, îmi număr aceste grupe. Am 1, 2, 3 grupi. Dispart din punctul ăsta la alt, da? Și aici voi avea 1, 2, 3 grupi. Ceea ce înseamnă că eu, dacă am înmulțit, undeva trebuie să-și scad. Dar nu voi scade câte 2 piciorușe câte am înmulțit. Voi scade doar 1. Așa pot să încep să fac evantaiul. Prin urmare, luăm și facem aici o jumătate de piciorus. Iar în următorul, încă jumătate, și acum le scoatem pe toate 3. Mergem aici și facem 2. Pășim aici și facem 2. Iar în vârf aici vom face 4. Lucrăm 4 în cel de-al 12-lea, un grup de 2, lăsăm 2, lucrăm 2. Aici să vă rog să fiți atente, pentru că trebuie să împărțiți exact în 2 această secvență. Pentru că aici vom avea 4, 2, 2. Deci deja vom avea 3 grupe de câte 2. Vom lăsa încă aici 2, încă 2 și aici vom scădea. Pentru că pe o secvență de 12 ochiuri, pe cât i-am ales noi să lucrăm un colț, am plecat cu 12 ochiuri. Pe o secvență, pe primul rând, pe al doilea rând, de picioruși înalti, avem deja 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.
pe al treilea rând, aici deja avem mai multe, pentru că nu am scăzut decât aici. Iar pe secvența asta de la un vârf la altul avem 2, 4, 6, 8, 10, 12. La rândul următor vom scade mai puțin și va crește. Și vor crește progresiv. Vor fi 12 colțuri de model. Și trebuie să urmărim fiecare secvență. Acest model se va lucra pe fiecare rând. Și l-a dus și l-a întors. Prefer să mă duc și să mă întorc fără a lucra circular. Pentru că de obicei modelele circulare tind să tragă într-o parte când se lucrează circular. Dar când te duci și te întorci, rămân mai drepte. Deci 1, 2, 3. Avem această secvență, deci de la un vârf la celălalt, dar la capăt noi va trebui să ne oprim la jumătatea asta, ca atunci când o vom închide fusta, să ne vină progresiv. Deci un colț scăzut, colț. Și acum să trecem la rândul următor. Ridicăm un picioruș înalt și chiar dacă suntem pe dos vom continua să lucrăm la fel. Facem câte două grupe. Una, două. Aici nu avem niciun ochi de lanț. Dacă l-am avea, ar fi mai mare gaura, dar fără acel ochi de lanț lucrul rămâne mai bătut. Și continuăm. Când o să mai vină o altă culoare, o să vedeți cât de frumos se face. Continuăm cu aceste grupuri de câte două. Și ținem cont că avem trei grupe, iar suntem aici la scăzut. Deci lăsăm o grupă, facem jumătate de ochi, de ochi de picioruș înalt, luăm și din partea asta la altă și uite așa se scade. Ok? Încet, încet o să formezi și o să vedeți despre ce este vorba. Mai facem o secvență ca să putem vedea despre ce este vorba. Și când ne vom hotărâ să mai înmulțim, atunci vom rămâne doar pe vârfuri și vom înmulți fără să mai scădem aici. Deci avem iarăși o grupă, 2, 3, iar aici vom face jumătate, luăm încă o dată și facem iarăși jumătate și le scoatem pe toate trei. Continuăm încă o secvență. Am făcut 4 rânduri. Unul cu cel simplu, unde am mers normal fără să scad. Al doilea, al treilea și al patrulea. Am plecat de la 12 ochiuri dintre o secvență și alta.
și suntem la 13. 8, 10, 12, 13 cu acesta. Suntem la 13. Am hotărât să înmulțesc, pentru că acum o să văd vârfurile mai bine. Pot să-i scot și firul de ață, că nu mai am nevoie de el. Și vom începe al cincilea rând. Hai să-mi fac încă o dată acel picioruș înalt, fără a fi nevoie să ridic lănțișor. Și când înmulțim, o să facem cât mai dulce, fără să înmulțim foarte mult. Și cum vă spuneam și mai înainte, o să înmulțim doar aici, doar în vârfuri. Și facem 6 picioruși. Până acum făceam 4, acum vom face 6. Continuăm ca și până acum. Aici nu vom scădea în alt fel. Deci tot la fel, 1 și încă 1 pe jumătate și asta e. Deci cu câte grupuri de 2. Iar aici vom face 6 picioruși. Termin rândul cu mobul închis și să ajung la această culoare deschisă și se va arăta cum se mulțește pe partea asta. Deci am scăzut, am făcut cele 2 grupuri, facem și de-a treia grupă de 2, pentru că aveam 6, am mulțit cu 6 în mijloc, doar între 3 și 3, exact în mijloc, vom face cele 4 picioruși înalte. 3, 4. În secvența următoare, lăsăm 1 și începem să facem grupele de câte 2. Dacă la prima am început cu 12 într-o secvență și alta și cum vă arătam la început, ne folosim să ținem cont de aceste grupe de câte 2, aveam doar 3 grupi, începând din acest moment vom avea 4. 2, 3 și a patra va fi aici. Și așa începem să evazăm. Datorită firului, că este în mai multe culori, am hotărât să trec de la varianta de croșetat înainte, înapoi, la circular. Și să vă arăt cum să trece de la un rând la altul. Am ajuns la partea de jos, la scăzătură,
avem pus un semn, am pus eu așa ca băbeștili. Și suntem la acest punct când trebuie să facem și scăzătura. Și atunci vom face pe jumătate, iar în ochiul ăsta alt vom scade. Și vom intra direct în celălalt. Vedeți cum se efectuează? Aici, cum v-am mai arătat, fac direct doar un ochi de lanț ca să fie mai strâns și un picioruș înalt să fie elegant lucrătura. Și mergem mai departe. Am lucrat mai multe rânduri. 40 de centimetri, am ajuns la o lungime de 40 centimetri și am hotărât să înmulțesc pentru că fusta să fie cloș. De aceea, cum vă spuneam și la început, voi înmulți doar în vârfuri și în loc de 4 picioruși înalti, am făcut 6. Ok? În vârfuri. Și voi mai ieși cu câte o pereche de câte două picioruși înalte de o parte și de alta. Deci lăsăm 2. Considerăm că mergem normal. Facem 2 picioruși. Acum în centru lăsăm doar una. Și vom face cele 4 picioruși înalte de obicei. 3, 4. Ok? Iar lăsăm 1 și vom face alte 2. Între timp, eu am schimbat croșetul, vreau să fie o lucrătură mai moale, să nu fie bățoasă. Eu sunt la un croșet de 3 cm jumate. Am și schimbat scăzătura. Acolo unde am scăzut prima dată un singur picioruș. Aici trebuie să scatem 2 de parte, 2 de cealaltă. Prin urmare, am ajuns la scăzătură. Facem un picioruș înalt. Pe al doilea îl facem pe jumătate. Lăsăm unghiul să ducă în jos. Trecem pe partea cealaltă, luăm jumătate și le scoatem pe toate 3. Deci am scăzut 2 de o parte, 2 de cealaltă. Mai mergem o dată să înmulțim în vârf, să vedeți foarte clar cum se face. Două. Deci, 2 picioruși înalti. Acum doar 1. În centru vom face cele 4. Și acum iarăși las unul și vom face cele 2. După prima înmulțire inițială, am mai înmulțit odată aici, a doua oară aici
și a treia oară aici. Am plecat de la trei grupuri de piciorușii și am ajuns aici la șase grupuri de piciorușii la sfârșit. În așa fel încât o secvență de la atât de mică s-a lărgit și a ieșit mai largă. Când se încheie un lucru făcut de mână, se pune pe dos. Asta nu prea are dos. E aceeași lucrătură, că el nu se observă. Se pune lucru ca la tricotaje, așa, și se coase din urma acului, ca să nu țină, să nu se desfacă, să nu se vadă. Și nici pe față nu o să se vadă, nici și se coasă un pic mai în interior decât nu chiar în margină. Ok. Am ajuns la sfârșitul lucrului. Aici am vrut ca să termin cu alb și am lăsat și acest fir pentru a termina cu alb. Ia uitați ce încheietură fac. Perfectă. Doar cu acul se poate face. Acum să coasem puțin și acest fir pentru a-l întări să nu se desfacă. Să știți că există ace cu urechea foarte largă pentru asemenea lână și alte firii foarte groase. Ok, tăiem de aici, tăiem de aici. Și vreau să vă zic că am găsit un elastic gros. Am lărgit un pic aici la intrare. Am băgat elasticul. Pentru a ieși la capăt am lărgit la fel. Acum o să o cos și aici și o să fie gata, o să fac o probă cu ea, să vă demonstrez cât de frumoasă poate fi. Am lucrat-o în 2 săptămâni, cam 2-3 ore pe zi. Este destul de multă muncă. Să vă aduceți aminte să vă abonați pe canalul meu. Vă pup!